În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ieșiți la colțuri și la garduri și toți șchiopii, ologii, orbii, surzii și neputincioșii, aduceți-i la cina mea. Iubiți credincioși, ce subiect mai frumos decât în apropierea Crăciunului să ne pregătească Sfinții Părinți altul decât cel al invitației la cină. În câteva cuvinte am să vă spun despre pericopa Evangheliei de astăzi, după care am să vă provoc, efectiv, la a gândi despre ce este vorba. Atâta vreme cât este în discuție o parabolă, o pildă, un cuvânt extras din viață, dar nu un cuvânt exact din viață, trebuie să vă spun încă de la început că atunci când s-a vorbit despre împărăția cerurilor, Mântuitorul niciodată n-a vorbit așa direct. Și a spus, asemănase-va împărăția cerurilor cu un om bogat, cu un oarecare. Acum însă ne spune că un om oarecare a făcut cină mare. Și la ceasul cinei, când era gata, a chemat slujitorul și i-a spus, mergi la toți invitații mei și le spune că cina este gata acum, totul este pregătit. Și s-a dus slujitorul și a transmis acest mesaj, dar după cum spune Sfântul Evanghelist Luca, de parcă ar fi fost înțeleși, toți au început să se scuze și primul a spus, stăpâne, mi-am luat 5 perechi de boi și mă duc să încerc, nu pot să vin, te rog iartă-mă. Altul a zis, stăpâne, mi-am luat țarină și mă duc să o văd și nu pot să vin, te rog iartă-mă. Un altul a zis, mi-am luat femeie și de aceea nu pot veni, iartă-mă. Și a venit slujitorul și a spus stăpânului care s-a înfuriat tare și a spus, ieșiți și aduceți toți neputincioșii la mine în casă. Și s-a întors slujitorul și a spus, stăpâne, încă am făcut cum ai spus și mai este loc. Și atunci stăpânul a zis, ieșiți la colțuri și la garduri și adunați pe toți neputincioșii, orbii, șchiopii, schilozii și aduceți-i la mine, căci adevărat vă spun vouă, că niciunul dintre cei chemați la cina mea nu va gusta din cina mea. Iubiți credincioși, cu siguranță că ne-am gândit cu toții ani de zile la cina care ne așteaptă, la praznicul cel mare al nașterii Domnului, sau la cina care ne așteaptă în fiecare zi în mijlocul familiei. Dar eu astăzi vreau să vă spun despre altceva. Dacă tot este vorba despre împărăția lui Dumnezeu, să nu credem că lucrurile stau așa numai într-o parte sau într-alta. Dacă auzim că este vorba de cină, gata, ne gândim numai la a sta frumos pe scaun și a fi serviți de unii sau de alții, sau măcar în partea cealaltă de a fi noi gazde. Nici de cum. Împărăția cerului este mult mai mult. Și ca să vă introduc așa încet, încet către ceea ce vreau să vă spun, îmi aduc aminte că scria într-o carte de înțelepți despre biografia unor oameni foarte înțelepți, cum că un împărat stătea în patul său de odihnă, înconjurat de oști care îl păzeau, de cei care aveau grijă și de somnul lui și de sănătate și de toate celelalte. Și când a închis ochii, a visat că vin niște călăi și îl ridică dintre ostașii aceia care îl apărau și îl iau să-l ducă departe. Și când s-a trezit așa de speriat, a văzut că era înconjurat în continuare de ostașii lui în care avea încredere și s-a culcat liniștit la loc. Dar imediat cum a ațipit, a visat același lucru, cum că este luat de către acei călăi și dus spre moarte. Și s-a trezit speriat, dar de data asta nu s-a mai liniștit văzând că este apărat de ostașii lui, ci a chemat pe toți înțelepții din ținuturile învecinate să-i întrebe ce se întâmplă cu el. Pentru că atunci când închide ochii, realitatea din jurul său dispare și apare realitatea cealaltă. Și când deschide ochii, dispare realitatea visului și apare realitatea din fața sa. Și întreba pe toți,
care este de fapt realitatea în care trăiesc. Și n-a știut nimeni să-i răspundă. Și a venit la el un înțelept, dar era așa de adus de spate și de schilod, încât nici n-a vrut să-l vadă stăpânul acela. Și până la urmă, după 2-3 zile, văzând că nimeni nu-i dă niciun răspuns, s-a apropiat de el și a spus: „Dar urât mai ești.” Și înțeleptul a zis: „Da, toată viața am fost dat la o parte, am fost primit numai și numai cu priviri urâte și de aceea m-am retras în înțelepciune și am învățat foarte multe și din această înțelepciune vreau să-ți dăruiesc și dumitale.” Zice: „Și despre ce este vorba?” „Păi, ce te frământă? Care este realitatea dacă atunci când închid ochii, această realitate a lumii dispare, și atunci când deschid ochii, realitatea din visul meu apare? Unde este lumea, aici sau dincolo?” Și a spus înțeleptul: „Nu este nici aici, nici dincolo. Există o a treia cale.” Iubiți credincioși, aceea este împărăția lui Dumnezeu. De fapt, realitatea adevărată în care ne trăim noi. Și ca să vă introduc în tema pe care mi-am propus-o pentru astăzi, aș vrea să vă spun că nu m-am gândit deloc la mâncare sau la ospăț atunci când am citit astăzi Evanghelia. Deși eram pregătit, poate ați văzut și fotografii care oarecum anticipau cuvântul meu despre împărtășanie. Și în timpul citirii Evangheliei mi-a venit în minte faptul că Dumnezeu nu poate să ne vorbească așa numai pe limba noastră, pentru că ne-ar vorbi despre o împărăție pe care noi am confunda-o cu cea de aici. Și mă gândesc că toată povestea aceasta a cinei, a invitației la cine și mai ales a refuzului, este povestea vieții noastre, povestea frustrărilor noastre și mai ales povestea vieții noastre, în care suntem invitați să nu mai fim dependenți de toanele celorlalți. Atunci când vorbeam despre valoarea omului, vă spuneam că valoarea omului este ceea ce nu poate să-ți fure hoțul. Unui zugrav, dacă îi se fură mistria, nu i s-a furat meseria. Unui poet, dacă îi se fură tocul și călimara, nu i s-a furat muza care îl ajută să scrie poezii. Unui om bun, dacă i s-au furat toți banii, să știți că omul rămâne tot bun și cum face rost de niște bani, îi împarte și pe aceea. Unui om care știe să fie gazdă, dacă i se sparge casa și se ia frigiderul sau magazia, acest om nu va deveni un om rău și un neprimitor de străini, ci va face astfel încât lumea să se simtă bine. Chiar dacă ne ducem în vizită la cineva și nu are din binecuvântate pricini sau chiar nebinecuvântate pricini, n-are nimic să ne pună înainte, dacă stăm la masă cu o vorbă bună, să știți că face mai mult decât un ospăț. Chiar zilele trecute, mergând așa prin casele unor dintre dumneavoastră, am fost invitat la masă și n-am putut să rămân. Una, că eu am rânduiala mea când vin să fac câte o sfințire de casă, și alta, nici timpul nu-mi dădea așa voie să stau mai mult. Dar mă așezam de fiecare dată și cei din casă simțeau că se întâmplă ceva. Chiar dacă nu stăteam la masă cum credeau ei că o să stau, se transmite ceva. Duhul acesta al celui care știe să fie un oaspete cu minte se întâlnește cu duhul celui care vrea să fie o gazdă perfectă. Și atunci nu este vorba de un schimb de alimente, ci este vorba de o îmbrățișare de idei, de gânduri frumoase. Iubiți credincioși, aici am vrut să ajung. Cina este mai mult decât cina. Este realitatea de dincolo, este, așa cum spunea înțeleptul acela, partea cealaltă, cea nevăzută. Pentru că împărăția cerurilor nu este nici realitatea pe care o vedem, nici cea pe care o visăm, ci este în noi. Împărăția cerurilor este în voi, așa ne-a zis Mântuitorul, și trebuie să credem în lucrul acesta. Nu trebuie să o vedem neapărat în celălalt, nici măcar să închidem ochii și să visăm și să credem că împărăția este numai în ceea ce ni se arată în vis. Împărăția este exact în noi.
iubiți credincioși, noi suntem cei care avem la dispoziție totul. Să zicem că am învățat la școală multe și ne-am pregătit în viață pentru un anumit segment. Asta înseamnă exact ceea ce s-a întâmplat cu cel care a făcut cină mare. Cel care a făcut cină mare înseamnă că și-a adunat ceva de a chema pe oamenii aceia la masă. Avea ce să le pună în față. Așa suntem și noi. Ne-am adunat din școli, ne-am adunat din experiența de viață, ne-am adunat ce este frumos și vrem să dăm celorlalți. Dar ce fac ceilalți? Ne întorc spatele. Și atunci noi ce facem? Dacă suntem dependenți de întoarcerea spatelui de către celălalt, cu siguranță că vom rămâne triști. Și ce facem? Rămânem cu ce am adunat, dar simțim că nu mai putem. Trebuie să știm că este cazul să mergem și mai departe. Poate că ce am învățat noi la școală nu mai este folositor. Sau societatea nu mai are nevoie de acele servicii. Ce ne facem? Trebuie să căutăm la colțuri și la garduri, fărâmă din neputințele noastre, din care să facem un mesean adevărat în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu putem să folosim pe cel pe care l-am invitat, adică rațiunea pe care am șlefuit-o prin școli, cu siguranță că astăzi Mântuitorul ne dă o altă șansă la viață. Să nu mai fim frustrați că nu putem să folosim ce am învățat. V-am mai spus și altă dată când erau fetele mele mici, în clasa 1-a, 2-a, m-am supărat tare mult că nu mai aveau un program caligrafia. Și eu, care de-abia mă străduisem în viața mea să adun câteva litere frumoase, să îi învăț pe nepoți, zic, hopa, că nici măcar pe fetele mele nu pot să le învăț. Și m-am supărat și mi-a ținut supărarea vreo două trimestre, încă mi se pare că am mai prins cu trimestrele. Adică, după câteva luni, mi-a trecut această supărare pentru că am văzut fetele mele care, venind pe lângă mine la calculator, știau să apese pe tastă mai repede decât o făceam eu. Și mi-am zis, ei, iată caligrafia zilelor noastre. Trebuie să știi că cu inelarul de la mâna stângă îl ai acolo pe W, ai litera A, S în jos și bați cu degetele mari pe pauză. Asta este caligrafia pe care am învățat-o. Și eu, care credeam că se face numai din vârful condeiului, nu este așa. Ce am învățat eu la școală era invitatul acela la cină. Și dacă invitatul acela la cină, știți, eu am altă treabă, adică este școala copiilor mei, eu ce am făcut? M-am supărat și nu e bine. Bine, acum și stăpânul s-a supărat astăzi. A zis, s-a mâniat foarte și a zis, nimeni nu va mai cina cu mine din cei pe care i-am chemat. Du-te și cheamă pe alții. Așa trebuie să facem noi, dar cu mânie divină, adică fără să lase urme în noi. Și mai departe, ne pregătim să facem ceva în viață și când ajungem să facem acel lucru, de exemplu, imaginați-vă că cineva a învățat alfabetul Morse. Eu nu am putut să ajung decât până la 88 de semnale pe minut. Am mers cu 55 și maxim la 88. Imaginați-vă că în copilăria mea, când învățam lucrul acesta, credeam că o să și folosesc. Și iată, când am ajuns mare, nu se mai vorbește măcar despre alfabetul Morse, care era înainte pe toate agendele și îl exersam și așa mai departe. Făceam tot felul de ghidușii ca să putem să ne înțelegem între noi altfel decât ne-ar putea înțelege ceilalți vorbind. Și ce am făcut cu limbajul acesta? Mi-am dat seama că este un limbaj pe care îl folosesc numai cei care îl cunosc și dacă au oarece lucruri la dispoziție, ori un fier în care să bată, ori un instrument special făcut ca să-ți confere o viteză mai mare de transmisie. Dar mi-am tradus și mi-am chemat de la colțuri și de la garduri alte lucruri pe care le aveam pe acolo, chiar pe la colțuri și pe la garduri. Înțelegerea faptului că trebuie să vorbesc cu oamenii, cu fiecare, în limbajul în care mă poate înțelege. Iată că asta înseamnă să înlocuiești invitatul de onoare cu invitatul pe care te trimite stăpânul, adică chemarea aceasta, interiorul nostru, să-l chemi să plinească locul pe care nu-l mai poți plini cu ceea ce ai crezut tu că vei face în viață. Imaginați-vă acum câte meserii au fost furate, să zic așa, de economie.
Mă gândesc că în câțiva ani de zile nu vom mai auzi despre salutul noroc bun, decât așa dacă mai citim câte o carte, pentru că minerii încet, încet o să dispară pentru că nu li se mai dă de lucru. E nevoie să se consume petrolul acesta care a fost adunat în ultimii ani și să umblă cu el pe mare, că n-au nici măcar unde să-l depoziteze. Vă imaginați că numai de cărbune nu mai are nevoie lumea. Și sunt multe, multe dintre specializările pe care le avem, le au unii dintre noi și care nu mai pot fi folosite. Ce facem? Ne supărăm, închidem masa și zicem, știi ce, slujitorule, încuie ușa și mâncăm numai noi? Nu se poate. Omul nu este făcut să se izoleze. După cum Dumnezeu însuși a dat definiția omului când l-a văzut așa de bine construit, constituit și cu suflet de viață, a zis, nu este bine să fie omul singur, să-i facem ajutor pe măsură. Cu siguranță că nu putem să rămânem singuri la o masă. Iubiți credincioși, dar să mergem mai departe. Ce ne facem cu ceea ce ne-am pregătit și nu putem să ducem mai departe? Poate că ne-am pregătit să ocupăm un anumit loc într-un statut de personal și vedem că nu avem loc. Ce ne facem? M-a întrebat cineva de ce cred eu, acum, bine, nu m-a întrebat chiar ca pe mama Omida, dar probabil că vroia să-i dau un răspuns de mama Omida. Zice, ce credeți, de ce nu mă cheamă nimeni la CV-urile pe care le-am depus? Și am zis, arată și mie un CV. Și când am văzut acolo că avea 20 de pagini, am zis, nu se poate, sora mea, să sperie orice șef de personal că o să iei locul. Mai taie din el. Cum adică să mai tai din el? Păi zic, dacă vrei să trăiești, câteodată te duci la medic și trebuie să scoată apendicita. Trebuie să scoată cât un organ care nu mai merge. Și rinichii să scoate, și splina să scoate, ca să mergi mai departe. Și tu nu poți să scoți 15 foi din 22? Aoleu! Zic, da, ei, dar nu o să dau cu mătura. Bă, nu o să ajungem până acolo, dar de acolo pornim. Contează unde ajungem. Trebuie să începi să speli vasele ca să poți să ajungi master chef. Dacă o iei așa numai de sus și te duci numai la rețete și învârți numai manualul de chimie și să crezi că din carbon faci și prăjituri, faci și de toate, nu poți să ajungi departe, trebuie să o iei de jos. Acesta, să știți că este mesajul Evangheliei de astăzi, al invitației la cină. Pentru că cina nu a rămas, să zic așa, să se altereze. La cină au venit totuși cei care au avut disponibilitatea să vină. Câte gânduri nu sunt în noi și bat la ușă să iasă? Pe câte le primim? Iar este o problemă a Evangheliei de astăzi. Ce facem atunci când nu ni se răspunde la bătaia de la ușă? Spun strămoșii noștri prin zicale, dacă te dă afară pe ușă, intră pe geam. E, așa s-a întâmplat și cu cei care au venit la cină. Pentru că dacă suntem atenți, cu siguranță vom înțelege că Evanghelia de astăzi este Evanghelia noastră și nu este neapărat o Evanghelie a mâncării în sensul fizic, al hrănirii, ci este o Evanghelie a dărniciei. Să învățăm cum să dăm propriului nostru suflet aripi să meargă mai departe. Noi care suntem dați de colo-colo, noi cărora nu ni se acceptă un CV că este prea bogat și nu cumva să luăm locul celui care îl citește, e, noi suntem astăzi chemați să spunem că trebuie să umblăm la colțuri și la garduri, la șchiopi, la ologi, la orbi. Ce înseamnă asta? La lucruri pe care nu le-am șlefuit suficient, pentru că există într-un lucru neșlefuit suficient încă posibilitatea de a găsi ceva adevărat. De a ne găsi liniștea. Să nu credeți acum că liniștea o găsim numai în pădure și deschizând ochii așa să vedem minunăția lui Dumnezeu și să spunem că suntem liniștiți. Păi dacă nu știm pe unde e copilul nostru sau nu știm ce vom face cu viața noastră de acum înainte, credeți că în pădure vom fi liniștiți? Nu, nici de cum. Ci trebuie să luăm rămășițele acelea, tot ceea ce e șchiop în viața noastră, ceea ce credem noi că nu este bine și să le reorientăm, să le reutilizăm într-un fel anume. De aceea mi-aș permite,
ca până la Crăciun să luăm împreună un canon. Să vedem și să ne întrebăm sincer, Doamne, ce nu am ca să pot cultiva? De exemplu, m-a întrebat cineva pe mine, zice, părinte, dar nu puteți să mă chemați și mai târziu, așa că eu sunt cam mai somniac. Zic, dar de ce? Pentru că, zic, dar nu-mi permite programul. Ăsta e programul meu, atâta pot să fac. Restul e programul școlii, programul familiei, alt program. Ăsta e cel cu care fac eu. Zice, dar dumneavoastră vă convine că vă treziți de dimineață ușor. Zic, nu. Problema știți care este? Mă străduiesc foarte tare să mă trezesc de dimineață și din ce în ce mai tare simt apăsătoare deșteptarea aceasta matinală. Dar este șchiopul meu pe care trebuie să-l chem la cină și n-am să mă las până când nu-l așez în scaunul cel din tâi. Și mai sunt și alte neputințe. Timpul. Nu avem timp. Ei, dacă știm să cerem din timpul acesta pe care nu-l avem, adică ce? Este și el cam șchiop, merge în cârje. Sau este neputincios, o loc, trebuie să-l aducă altcineva. Dacă suntem atenți și îl chemăm la cina noastră, adică îl chemăm să-l reparăm, să-l mângâiem, cu siguranță că Dumnezeu ne va da un alt fel de timp pe care să-l folosim cu adevărat. V-am mai spus și altădată, din vreme în vreme îmi permit câte o zi să nu fac absolut nimic din ceea ce fac în fiecare zi. De exemplu, când m-a văzut cineva tunzând iarba, gazonul prin curte astă vară, m-a întrebat, ce părinte, mă, ai timp și de astea? Zic, păi stai așa, că să-ți povestesc când mi-a pus nenea asta grădina ce mi-a făcut. A zis că să-mi pună niște instalații care atunci când se lasă seara, să pornească să se ude. Zic, cum adică să se ude? Păi și eu de ce am pus grădina? Ca să ude, să se ude singură? Eu am pus-o ca să o tund, ca să o greblez, ca să o mătur și ca să o ud. Și atunci zice, păi da, în timpul ăsta poate că altcineva ar fi fost beneficiarul la ceea ce faci ma ta. Mai bine. Zic, nu, acum să știți că eu nu tai iarbă, eu spovedesc un gazon. Și cu ocazia asta mă spovedesc și pe mine. Mă întâlnesc cu mine în zgomotul acela al mașinii de tăiat iarbă, încet îmi așez gândurile și atunci îmi reglez adevăratul timp, pentru că știți cât de lungă este ziua în care nu faci ceea ce faci în fiecare zi? Când faci ceea ce nu este cotidian în preocuparea ta, timpul are alte valențe. O să înțelegeți dacă faceți experimentul ăsta măcar jumătate de zi până la Crăciun și o să-mi dați dreptate. Trebuie să ieșim puțin din iureșul acesta. Dacă nu înțelegem misiunea noastră, n-am făcut nimic. Deși v-am spus de foarte multe ori ce se întâmplă cu mine. Acum, de exemplu, eu până la Crăciun nu pot să vă mai răspund și chiar vă rog să mă iertați pe cei care încă mai aveți speranța că veți primi un răspuns. Nu o să-l mai primiți, că nu mai am cum. Dar vă spun cu seninătate, aducându-vă aminte de copilul acela care mergea pe țărmul oceanului, unde fuseseră eșuate milioane de steluțe de mare, și arunca cu disperare cât putea, și un nene l-a oprit și a zis, măi copilașule, dar cât o să poți să arunci, mă, nu vezi că sunt milioane aici? Ce, măi nene, să știi că nu știu câte, dar să știi că pentru cele pe care le-am aruncat am făcut totul. Din sutele de mesaje pe care le-am primit, la cele la care am răspuns, am făcut totul. Nu știu dacă din punctul dumneavoastră de vedere, dar din al meu chiar este totul. Și dacă mi-a rânduit Dumnezeu această bucurie, cu siguranță că este mai mare decât fușăreala asta așa și nerăbdarea cu care să-i rezolv pe toți. Nu, trebuie să recunoaștem din când în când și neputințele noastre. Să știm că pe la colțuri și pe la garduri mai stau gândurile noastre care vor să intre. Ori n-au loc de alții, ori cine știe ce se întâmplă când le va veni vremea. Le va veni vremea, dar să fim sinceri cu noi înșine și să facem ceea ce știm să facem, mai bine sau mai rău, cu un randament mai mare sau mai mic, dar dacă ne-am propus ceva să facem, cu siguranță că Dumnezeu așteaptă de la noi să reparăm ceea ce este în noi neatins sau nebăgat în seamă. Sunt sigur că în fiecare dintre noi mai există lucruri la care nu am ajuns, la care poate că am visat atunci când eram copii
și n-am ajuns încă să le împlinim. Despre acele colțuri și garduri ne vorbește astăzi Evanghelia. Și dacă suntem atenți, pe acelea le așteaptă Hristos la cină. Pe lucrurile pe care noi n-am crezut niciodată că le putem folosi. Poate că n-am avut curaj sau încredere suficientă în propriile noastre forțe. Poate că frustrările noastre au fost mai mari decât gândurile bune și de aceea rugăm pe Bunul Dumnezeu în prag de mare sărbătoare a nașterii Domnului să ne arate că este loc la cină pe care nu l-au ocupat numai gândurile cele pe care noi le-am mandatat cu putere maximă. Sunt și lucruri frumoase pe care le putem face în continuare. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.